Video-ul ăsta e puțin mai special pentru că deschide Felix de data asta, deoarece dacă ceva greu de făcut, Felix le asamblează imediat și este noua colecție de Harry Potter Wizard World, este cea de la Quidditch, partea a doua, v-a plăcut foarte mult prima parte și mulțumim foarte mult că ne-a zis de ea. Sper să o facem și ce vrem noi să ne pice? Noi vrem să ne pice Harry Potter, cel de aur ăla, cel de aur. Legendar. Cel de aur. Dați aici un like forță că vă plac foarte mult colecțiile astea și să scrieți în comentarii ce colecții să mai facem. Pentru un Felix. Dar sunt foarte curioasă să vedem aici ce ne pică. Îmi trebuia o foarfecă, Cristina, numai cu foarfeca deschid. Deci, așa sunt de la Kinder Joy și sunt șmecher că, de exemplu, dar ce pot deschide? Pe partea cu lingura, să știți, aici e ciocolata bună și pe partea cu lingura este și dați aici un like forță, scrieți toți în comentarii Harry Potter de aur. Bine, vrem toată colecția, dar avem Harry Potter de aur. Ah. Hai, nu cred. Nu e de aur, e de pleu. Dar nu cred. Nu cred că ne-a picat Harry Potter totuși din prima. Da, este Harry Potter... Portacavo Harry. Asta e Portacavo Harry. Pur și simplu este Harry Potter pe... Mătură. Mătură și aici îl prins cu oață și lipești de ceva. E foarte fain. Sunt curios cum se reacționeze Carolina. Și aici o să ne aici practic ne arată cum se ansamblează, că este foarte greu de asamblat asta. A, nu, aici arată toți care sunt celelalte. O, dar nu vă arătăm acum, să vedeți după. Bun. Asta e Harry Potter-ul. Îl punem aici frumos deoparte și sper să ne pice toți. Bine, vreau să fac toată colecția, dar cel mai vreau Harry Potter-ul de aur. Harry Potter de aur. Băi, nu cred. Harry Potter de aur! Bă! E, pe bune, din prima, adică din a doua, wow! Uite-te și tu! Cât de norocoși suntem, mă, fraților, măi! Voi îl aveți? Spuneți-ne! Deci nu cred așa ceva. Eu cred că toată lumea a apăsat butonașul de copilăci de aia. Acum nu știu dacă să prind și ața, poate prinde noi după, dar practic asta este Harry Potter de aur. Ia uitați-vă. Și el prins cu ața de aici. Cum se pare, Cristina? Foarte drăguț. Au, dați doi. Sunt doi? Ne-am uitat pe colecție și arată că sunt doi. Nu știu care e faza. Și nici măcar nu știu cum să-l... Care e al nostru? Uite-te. Al nostru este 401. Și mai este încă unul 413. Deci mai este 4... Ăsta e 401. Deci când ne mai pică, că trebuie să ne mai pice unul, că vă dați acolo like forță, vedem care e faza cu el. Ăsta este cel mai rar. Deci mai rar de data nu poate să spice. Înseamnă că celălalt spică 100% sigur. Ce-ți place mult, nu? Da. Hai să trecem mai departe. Sunt o grămadă pe care îi vrem, dar oricum avem pe Harry Potter, ceea ce e super, super tare situația. Ce? Cine e asta? Asta e Snape. Snape. Eu așa Snape. Cred. Snape. Oh, sau nu, e o fată. Nu, e o fată, dar cum o cheamă? Ia uite-te în lista acolo, Cristina, cum o cheamă? Cho. Cho? Cine e Cho asta? Ai, cred că e soția lui Harry Potter. Uite-o. Ce? Da. Nu e asiatică asta, nu? Ea cu Ginny s-o căsătorit. Păi da. Ah, Cho, ai pierdut. Aici arată un cod pe spate, 436, că astea-s cu coduri. Punem deoparte. Așa. Sunt gros ce ne pică. Tot ce vrea să nu pice dublură. Mai ales că la început. Opa, ceva nou. Nu știu dacă ce e ceva... Ce chestia asta? Nu știu, dar nu știu dacă e ceva fain. Așa, vedem. Ce avem aici? Oh, ce? Cine e acolo? Uite ce mi-a dat. Cine este? Tore Serpe Verde. Ce e Tore Serpe Verde? Așa îl cheamă pe ăsta. Ăștia toți? Nu. Adică ce? Care fază? Eu așa am crezut. Uite, ăsta. Nu. Nu știu ce-i. Păi altceva ne-a dat, uite-te acolo. Un trenuleț, cred că. Un trenuleț. Unde e trenulețul, Cristina? Asta, așa se cheamă, Tore Serpe Verde. Aaa, știi ce este? Cred că este un dulap, cred că ea avea un dulap în care puteai să te teleportezi cu el. Mamă, ce tare, ai dreptate, am uitat. Înțelegi? Și cumva te teleportezi prin dulapul ăla, asta e faza. O să-l montăm noi, să-l lipesc acum. Ăsta-i. Și aici astea le pui înăuntru, cumva. Și nu știu care e faza cu ele înăuntru. Na, o să vedem care e faza cu ele înăuntru, dar na, ăsta este și bine că face parte din colecție. Nu știu la ce l-aș folosi, sincer să fiu. Dar vreau să ne spună abonații care este faza cu ele. Ia spuneți că voi știți tot timpul. Voi aveți răspunsuri pentru orice. Da. Deci mai departe. Dacă nu mai pică un Harry Potter gol, nu m-a picat altceva, dar măcar nu-i dublură. Cine e ăsta? E Hagrid? Tu ești Hagrid? Nu, nu fată. Este... Asta e Hermione. Hermione. Hermione, bine ai venit Hermione la noi. Hermione, nu? Eu cred că da. Uite-te la cod, că scrie aici un cod. 397. Da, este Hermione. Hermione 397, asta e codul ei, e buletinul ei. Voi o aveți? Ce personaj aveți? Ia, vă rog frumos să ne le scrieți. Da, noi suntem curioși dacă voi chiar faceți colecția sau doar vreți să vă uitați la noi cum o facem, pentru că și așa e fain. Măcar vedeți ce este, măcar știți dacă vreți și voi. Oh, ia uite-l și pe ăsta, cum îl chema? Dar nu s-a întâlnit să fac nimic. Ce este? O floare? Senalibro Serpe Verde, așa scrie aici. Nu știu ce e Senalibro Serpe Verde, dar nu știu cum se prinde. Mă uităm, uităm imediat. Cred că ăsta poți să-l prinzi de creion ceva? Cred că poți să-l prinzi de păr, nu știu. Nu, poate îți pui aici creionul. A, îl prinzi de... Ăla din alea de creioane, da. Asta că ne uităm aici imediat. Adică eu cred că așa zice. Da, de creion. O să le pun la sfârșit. Fain.
super tare. Na, bine că l-avem, bine că nu-s dubluri. Ăstea la Malfoy, cum îl cheamă. Da, se pare că nu trebuie să ansamblezi nimic uneori. Și mă bucur foarte mult, că mie îmi place direct să mă joc, că la unele asamblai cam mult. Oh, dar ce-i ăsta? Oh, dar ce... Bă, dar ce-i fată, e băiat, ce-i asta? Asta este Luna, Felix. E Luna? Da. Mamă, Luna. Ce? Ce păr are Luna? Sincer, sunt foarte multe personaje pe care nici nu le cunosc. Păi și cum, e leu, are barbă fata asta. Da. Foarte, foarte fain este. Ia uitați-vă. Eu sunt foarte curioasă unde și agață abonații toate aceste personaje. Pur și simplu nicio dublură și au picat chestii faine. Oh, asta e Ginger aia. Ginny. Da, este Ginny. Că dacă avem pe Ginny, îl trebuie și pe Ron. Superb este. Foarte drăguță. Deschidem. Trebuie să deschidem. Am deschis foarte puține până acum și ne-a picat. Fain. Personaj nou, vrem personaj nou. Da, asta vrem, personaj nou. Sau ce mai e pe acolo nou? Ceva nou, ceva nou. Ah, cine? E tot asta Ginny, dar... Avem o brățară, nu, asta e Luna. Luna, pe aia nu era Luna. Da, aia, Luna, tot, okay, tot Luna, dar avem Luna... E brățară. Sau ce-o fi, stai să vedem acum. Punem așa. Asta e Lacio Luna. Lacio Luna. Se prinde, dar nu cred că de brățară, cred că se prinde de telefon, de ceva, uite, se pune chestia asta așa, sau de ghiozdan. Da, Lacio Luna. Ah, dar știi care faza este în italiană colecția asta ce ai găsit aici? Da, eu am găsit-o în italiană și acum trebuie să găsesc... Și nu știu ce înseamnă Lacio. Bun, hai că o găsesc în engleză. Ca să continuăm, n-am găsit decât în italiană, dar, na, sigur este și în altă limbă, în engleză. Ah, e același, ca înainte. Varianta pe roșu. Varianta pe roșu. Aha. Uh-huh. Ia uite, avem pasta și acum avem toată amândoi. Azi mă bucur totuși că am colecția. Nu știu la ce le folosesc, dar măcar avem colecția. Sunt singurile, una verde și una roșie și le avem amândouă. Păi bine. Să continuăm. Oh, Harry Potter normal. Harry ce Potter normal. Ce este... Și vă arăt imediat și pe cel auriu lângă. Ca să faceți diferența. Da, uitați, ăsta e Harry Potter normal. Da, ce fain se vede. Și desigur că avem și ultra legendar auriu, care nu știu dacă ne mai pică. Ăsta citește cu carte, cu ce are în mână. Și asta e normalul. Foarte fain că avem pe amândoi. Hai să continuăm. Așa. Nu să vedem. Bă! Avem doi. Hai să vedem ce cod are ăsta. Deci, dacă are un cod diferit, e cel mai bine. Ar trebui să aibă 413 ca să fie alt cod. 401. E același, e dublură. Bă, avem, deci eu am cotat pe Facebook și spuneau oamenii, are cineva Harry Potter legendar, că eu am atâtea dubluri de toată lumea și n-am. Și noi avem doi, sunt gros că o să ne pice, deci ăsta e cel mai rar. Nu știu de ce, că dacă mă stau să mă mai vine, parcă mai fain e ăsta. Și mie parcă mai fain e ăsta, acum că mă gândesc. Na, bine măi, o ducem bine cu legendarii. Încă un dulap din ăsta, deci să nu mai ansamblezi. Nu mai, că știm care faci. Ce mai ești și tu, măi? Ceva, avem un pop-it. Ce pop-it? Avem un pop-it cu Harry Potter, cred. Pop-it din ăla așa? Care faci așa? Da. Un pop-it cu unul singur. Nici nu merge. Ia uite-te. Bine, dar trebuie pentru degete mai mici. Am înțeles. Hai să lipim. Pop-it numai cu unul. Ce zgârciți? Ce zgârciți, mă? Eu nu pot, poate dește de copii. Uite, la mine nu merge. Nu se aude nimic. Poate merge la copii. Ok. Când nu-ți permiți un popit mare. De-abia aștept să iam pe toți popituri. Cum am timp, am colecția. Îmi place foarte mult să rup astea. Că astea sunt singurile lucruri care poți să le rupi în viață. Îți trebuie cu farfeca. Încă un popit. Oare e dublură de la asta? Vai că mă bucur. O să-l asamblez cu siguranță. Da. Sper să-mi pice pop-it! Ce-i acolo? O, dar ce-i acolo? Cine asta? Pentru dublură, la Luna. Nu Luna, cum o cheamă pe fata aia. Ce-o? Da. Chiar trebuia. Mă, dar și sunt ația Hagrid și ația care nu i-am și mi-ai dat dublură. E ok, e bine și așa. Opa! Hermione! Oh, mai am. Nu e Hermione, e Ginny. Da. Am încă o dublură. Erau Hermione, nu vreau Ginny! Nu știu dacă l-am pe Ron. Ha! Hai, mă! Hermione! Hermione! Ce asta, măi? Ce asta? E un clip cu Ginny, cred că. Ca să prinzi așa de caiet?
Pe bine, măi, dar dați-mă și cu Hermione și cu alții. De ce trebuie să primesc cu Ginny? Ia uite și tu. Dar să știi că parcă în toate colecțiile pe care le-am deschis, Ginny se găsea de multe ori. Ginny? Am înțeles, Ginny. Asta știi ce poți să faci cu el? Să-ți pui, de exemplu, la cheița de la fermoar, de la penar sau de la geacă sau ceva, știi? E fain, nu pot zic că nu-i fain, e interesant, dar... Hermione? Hermione! Mulțumesc foarte mult cei care au dat like și au scris în comentariu. În sfârșit o avem pe Hermione. Da, am un dublur. Mai am încă o dată. Prost sunt. Ok. Atunci, să mă uit puțin pe colegi să vedem ce n-avem. Uite, nu-l avem pe Dumbledore. Da. Pe Cedric. Pe mulți. A, pe vreau pe Dumbledore și pe ăștia. Ia și-mi acum Dumbledore. Dumbledore. Sper să-mi pice Dumbledore. A, ce bine, un popet. Încă un popet, dar cred că-l mai ai deja. Și e același. Da, l-am deja de 3 ori. Cât mă bucur. Ce greu să rup. Nu-ți vine să mai deschizi dulap. Încă un dulap. Ok, Cristina, știi ce să faci? Sau pisem să ne facem curat în dulap. Ce fain am dorit asta. Hai mă, ceva bun. Dumbledore. Cine asta? Ceva nou. Stai că e ceva nou. Harry Potter. Ah, ba nu, încă o dublură. Păi desigur că dacă am 2 aurii, să am și 2 așa. Dumbledore. Scrieți toți în comentarii Dumbledore că vrem și noi Dumbledore. Ron! Popit, Ron! Chiar îmi doream să am toate popiturile, deci chiar asta visez de când sunt mic, să am toate popiturile. Oh, nu e problema că sunt cu popit cu unul, doar că nu prea merge. Știi cum plac mie popiturile? Să pocnească tare, să facă poc, poc. Ăsta uite și tu. Ce asta? Uite și tu. Da, cam asta e faza. Oricum vreau să fac colecția, că așa e fain când faci toată colecția, dar nu sunt cele mai bune popituri. Și, nu, e Ron? Sau sunt frații aia? Cred că sunt frații. Ia uite-te. Fred și George. Deci Cristina are o treabă aici, se uite exact cum se cheamă ăștia din colecție. Și zice Ron, e primul lucru. Dumbledore. Hagrid? Cred că e Hagrid. Hagrid, bărbosul. Este, măcar avem personajul nou. Hagrid, cu binocliu, știam eu. Mă uiți să văd ce-i pe acolo, animale, da? Mă uiți să văd cine a dat Coco-like. Coco-like? Oh! Încă o dublură! Ah, ok. Ok, o să o ansamblez, că... Na, și ansamblez eu, dar măcar sunt mai faine decât dulapurile. Așa. Și acum... Oh, măcar e bine, ce e ăsta? De la Lacroan sau ce-i? Știu că e Malfoy de la. Dar mai avem un singur din ăsta. Hai să vedem, că ne arată de obicei aici unde îl punem. Da. Dar ce-l pui pe ăsta? Mai am unul. Da, mai am pe Harry Potter. Ia uite, ce știu ce fain. Deci fac în trecere. La tine mâna în față. Asta e tot așa dacă vrei să-l pui pe suportul de la fermoar. Nu, uite că se pune și pe încărcătorul de la telefon. Ia uite-te. Sau da, asta e faină. Deci se bagă chestia asta pe aici și pe aici și se pune la încărcătorul de la telefon dacă chiar vrei. Sau de la căști sau ceva. Sau un cablu. Deci ne trebuie Dumbledore și mai câțiva. Avem destul de mulți. Dumbledore! Oi, bușul ăsta! Uite mă că vine unul după altul. E tot ăsta, dar în varianta de om. Cum ar veni? Malfoy. Vreau să ne pice și Snape. Și Snape ne trebuie. Da, ne mai trebuie mai mult. Și... Oh, dar e fain. Chiar e fain. Îmi place. Cine-sta? O dublură. E Snape? Nu, e Cho. Bă, Cho, te rog. Nu poți să crede, deci noi avem un legendar de 2 ori, dar n-avem alte personaje. Și alții au multe personaje și n-au legendara. Trebuie să fie egalitate. Ce avem acolo? Mai avem asta, nu știu. Avem! Eu nu mai lipesc. E brățara aia de fata aia, nu știu cum o cheamă. Luna. Luna, cum o cheamă? Da. Na, mai avem una odată. E faină, a lipit-o cam strâmb, dar e greu să... Că eu mă uit prin cameră când fac, da? E ok. Ciao. Te rog, nu mai veni. Astea de la Kinder sunt colecții mai grele de făcut decât celelalte. Așa. A, nu, avem! Iar e Luna. Da, se pare că avem de 4 ori. Așa mult îți place la noi. Nici nu știu cum să mai pune, decât o avem de atât de multe ori încât asta a venit una defectă.
Dar nu înțeleg ce are în cap, poate îmi ziceți voi. Are un leu pe cap, nu știu care e faza. Harry Potter! Harry Potter, varianta normală, numărul 3. Îl avem de 3 ori. Băi, mă bucur, chiar e fain. Asta nu știu de ce îmi place caracterul multe ori. Continuăm. Și eu acum... zic să apăsați acolo butonul de pop like să ne pice ceva nou. E, dacă dați multe like-uri, parcă văd că văd un colegendare din aia. Avem de voi, de forță. Asta e ciocolata, miroase frumos. Ah, da, mai trebuie like-uri. Asta este ăla de pe mătură, dai fain și ăsta. Pui la cabluri. Ia să vedem ce ne pică, deci noi vrem să ne pice... Cine mai trebuie să ne pice? Snape? Cedric? Povitul cu Ron. Mai avem o dată. Nu, cu frații aia. Am înțeles. Știu unde să-l pui, Cristina? La locul lor? Așa bucurie ai când îți pică ceva ce... Cine ăsta? Cine ăsta? Cio. Serios? Dar cum îți dai seama? Am crezut că... Crezut că e Snape. Nu. Mamă, câți cio avem? Snape este tot negru, n-are da. Mov, știi? Avem Harry Potter, câți cio avem? Și am face mai cupluri. Cupluri. Am măcar să ne pice Dumbledore și vreau și Snape. Dumbledore! Mai nu cred, super! Da, mă, dacă scrieți, dacă așa faceți din astea, îmi place. Mă, te-ai lăsat, vreau găsit. Era timpul să vin și eu, că s-a adunat destul de mulți elevi și este timpul să le învăț despre magie și alte chestii. Da, mă duc. Ce mai vrei să ne pice? Vreau să-mi pice Snape. Snape? Da. Și mai sunt acolo, madame, nu știu care, și o doamnă pe acolo. O madame. Mă, sincer, am avut pe toți în afară de Snape. Încă un Dumbledore. Încă Dumbledore, nu cred. Acum a prins curaj, știi? Nu, mai trebuie mulți în afară de Snape. Dacă mă uit la colecție și imediat. Ba, Snape și ăsta, madame Bam. Doar doi? Cred că da. A, deci am înțeles că a venit Dumbledore, dar am venit și eu fratele lui Jamă, deoarece sunt prea mulți elevi și prea multe teceu acolo și trebuie și o să învăț. Deci mai avem vreo 2-3, zice Cristina. Da. Să ne pice toată, scrieți în comentarii toată colecția, toată colecția. Hai că o ducem bine. Asta e ciocolata. Nou. E nou? Ia să vedem. E nou? Este Ron. Ron. Ron este nou. Parcă ai zis că Ron nu ne trebuie. Asta chiar că nu l-am. Ia să vedem, e Ron? Ron portar. Da, e Ron. Păi și pe la cum de nu l-ai văzut până acum? Că e lângă Harry Potter auriu. Mamă, avem pe Ron. Super, mă duc, mi-a plăcut Harry Potter. Dar care? Că sunt mai mulți. Ciao! Oh, hai că merge treabă. Mai avem foarte puține desfăcut. Mai trebuie Cedric, Snape și Madame. Pe cine te avem? Te mai avem pe cine? Pe ce faci a ta? Scrieți în comenturi ceva nou. Ceva nou. Pentru că vrem ceva nou. Vrem pe Profesor Snape. Profesor Snape. Ha, Snape. Nu, în gondula. Am mers și Cristina, știu unde să-l pui. Snape! Ah. Am dublură, îl mai avem încă o dată. Bine, asta chiar îmi place, nu mă deranjează că e dublură. Dar în același timp, știi că nu mă deranjează că e dublură? Atunci când deja am făcut toată colecția și mai dă dublura. Eu doar vreau, nu mai știu ce pică, dar să fie ceva nou! Hermione? Nu, asta este Ginny. A, Ginny. A, la câte ce am, nu mă deranjează mai fie și o Ginny. Așa. Dar colecția trecută a picat, cred că pe canalul Cristine nu i-a picat deloc Harry Potter și a picat 50 de Hagrid. Acum avem unul. Deci lumea, mamă, am uitat pe vlogul ăla, prea mulți Hagrid am făcut. Ce ne facem? Mai punem și altele. Ce o punem? Am pus ciou. să vedeți câte avem ciou. Mai avem foarte puține. Mai avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa că începem să le luăm și pe astea. Deci mai avem 6 și nu trebuie să ne pice vreo 2-3 personaje. Și vrem să facem colecția, dacă nu, oricum e bine și așa. Credeți că avem vreo șansă? Nu știu, Cristina, dar... Totuși, gândește-te că ne-a picat... O să scrieți mulți dintre voi că vouă nu v-a picat legendarul ăla. De Harry Potter, dar vedem. Știu că e rar. Nu știu, contează de noroc. Nu știu. Oh, nu vine să cred, ceva nou. Vai, avem pe Madame Bump ăsta, cum o cheamă. Nu știu cum o cheamă pe doamna asta, dar e super fancy. Are o freză super care se purta cu 30 de ani, dar e faină. Ce drăguță! Hai că e foarte fain, zice cerimilată. Eu sunt o profesoară care dau numai 9 și 10. Știu, sunt o anomalie, dar mă duc și dau 9 și 10. Ciao! La care ți-o dau prima 9 și 10? Deci dacă mai facem și pe Snape, eu cred că o să avem toată colecția. Cred că doar Snape mai trebuie. Snape și încă o chestie, nu știu ce. A, Snape și ceva care nu vreau să-mi pice. Deci vreau să-mi pice Snape. Toată lumea, Snape. Scrieți tot Snape acolo. Ha!
Nu pun popet. Ok, care dintre voi o scris în comentariu popet? Care o scris popet, cum a picat popet? Snape! Vai, nu cred! Am făcut colecția! Da! Era să-mi și cadă de pe aici, stai să mă uit. Mă, ce rar s-a lăsat aici așteptat. Snape zice? Eu vin ultimul. Într-adevăr, Cristina, eu vin ultimul la oră, pentru că eu stau mult la baie. Dar nimeni nu știe, deoarece mă dau cu parfum după. Mă duc să dau note de 4 la cei care nu știu și note de 5 la cei care știu. Mă duc. Mi-am uitat gelul. Practic pot zic că am făcut-o pe toată în afară de o singură chestie. Ne mai trebuie o singură chestie. Dacă nu ne pică, vă arăt care este. Dar le schidem și pe astea cei că sunt prea faine. Uitați-vă ce frumos arată. Deci design-ul este foarte fain, este colorat. Și își dă și ciocolată. Adică e fain să primești așa un cadouaj dintre astea. Ți-am adus cadou. Da. Poftim pentru tine că ai fost bun. N-ai fost bun? Îl iau. Acum, serios, acum, asta e fain. Asta e poșetă. E poșetă? Da, deschide-o să văd what's in your bag. Am înțeles. Deci mai avem 3 și, sincer, mai este doar o chestie care oricum probabil o să o arunc, chiar dacă pică. Deci, vă spun sincer că nu mă deranjează dacă nu pică, pentru că am curos toată colecția, practic. Aia nu se pune. Nici popeturile nu le folosesc, că nu-s bune și nici aia nu o să folosesc, dar celelalte îmi plac. A, popeturi, vorbim de tine. Băi. Era fain măcar să ai mai multe, știi? Ah. Sunt curios dacă din astea două ne mai pic un Harry Potter de aur. Ar fi ceva. Primesc, cred că am făcut colecția. Că am zis că nu-i posibil. Vai, ce tare, avem 3. Oare ne-a picat ăla care al număr? Hai că dacă l-avem pe numărul celălalt, suntem tare. Nu știu că ăsta n-are număr. Ăsta este celălalt. E vreo diferență între ei? E celălalt. Păi e vreo diferență, nu, e chiar celălalt, e diferență la nas, la ceva. Sincer, par la fel, identic. Nu știu de ce îți dă 2, știi? De ce ar trebui să ai 2? E mai puțin auriu? Nu, dar uite, fii atentă, Cristina. Ăsta, da. Cu ăsta, da. Mm-hmm. Fii atentă. Au același cot pe spate, da? Da. Ăsta n-are cot pe spate, că de asta e modelul celălalt. Înțelegi? Înseamnă că l-avem și pe ăsta. Da, deci avem și ultimul Harry Potter de aur. Incredibil. Nu știu de ce... Au făcut mai multe modele, dar e bine că l-avem. Mulți Harry Potter de aur. Ciao! Ai prieten. Ginny sau Ginny, nu știu care. Ginny! Ok, și ultimul. Deci mai avem o singură chestie. Stai că vă arăt aici pe telefon. Imediat, vă arăt pe telefon. Aici. E asta. Nu știu ce e asta de aici, asta. Nu știu ce e asta, că e în italiană totul. Deci l-avem pe toți ceilalți. Așa de aici, nu știu ce este. Cred că îți pui sticker înăuntru, știi? Da, nu e mare problemă dacă nu... Nu o să avem asta, că le avem pe toate celelalte, care chiar contează. Și uitați aici, ca să vedeți și voi, sunt 2 Harry Potter de aur, care arată cam la fel, dar nu știu din ce cauză sunt 2, dar i-avem pe amândoi. Ar fi prea culme acum să ne picem cu un Harry Potter de aur. Cine? Asta. Tot ce, nu scăpăm de ea. A, Luna. Luna. Vin și eu, că am auzit că sunt multe ciou. Și vin aici și eu cu energia mea pozitivă. Da? Să... Așa. Super tare. Ciao. Eu sunt pozitivă. Ia uitați aici colecția. Să știți că am crezut că avem mai multe ciodă, numai 4. Slăbuți. Avem tot 4 cio și 4 luna. Da, popetul altă nu l-am mai asamblat, că trebuia să lipesc, dar avem popeturi mai multe decât ne trebuie. Avem mai multe popeturi decât cio. Deci avem aici, fiți atenți, ăștia care sunt incredibil de rari, incredibil de rari, avem 3. Bine, 2 și încă 1. Deci asta e colecția. Avem toată colecția în afară de o chestie care oricum nu o folosesc. Asta e colecția de la Kinder Joy Harry Potter Quidditch Edition. Deși Quidditch Edition, sincer să fiu, ăsta e de Quidditch, ăsta de aici e de Quidditch, ăsta și cred că Ron. Unde e Ron? Unde e? Uite aici. Ron. Acolo. Și eu sunt de Quidditch. Și acum, în sfârșit, pentru că sunt aici pătar, o să-mi fac prietena. Eu așa cred. Vreau să ne spuneți în comentarii care vă lipsește, pentru că ați observat că în afară de o singură chestie am făcut toată colecția, suntem foarte norocoși. Și avem 2 profesori aici, așa, da? Mhm. Ăsta. Și deci avem 2 directori, că n-ai părere, dar 2 profesori avem. Am văzut că în ediția asta n-au băgat mulți profesori. 2! Și ăsta, practic, e profesor. Da, cam asta e treaba. Oricum, foarte bine. Mă bucur că am reușit. Deci, la un moment dat, am crezut că nu o să facem toată colecția, dar am reușit. Cam asta e colecția și dacă mai aveți idei de video care să facem cu colecții, scrieți-le în comentarii, că noi e posibil să le facem, că ne plac foarte mult. Și oricum, și colecția asta voi ne-ați anunțat că a apărut, așa că ne bazăm pe voi. Ce avem aici, Carolina? Ce avem, puiul? Avem pe tanti Spenin, așa zice ea. Oh, l-a luat deja pe la legendar. Ai preferat legendarul? Da.
Care îți plac ție cel mai mult? Uite, mamei și tate au făcut colecția, iubita. Plac, arată. Spune-le la nucile de cocos care este preferatul tău. Astea ia să le vedem pe care le-ai ales. Le-ai ales pe Hagrid și pe Hermione. Bravo! Toți? Ai pus pe toți?